Un tânăr din Gorj, în vârstă de 28 de ani, a încercat să dea mită 20 de euro unui polițist de frontieră. Șoferul se afla la punctul de trecere Vamal Porțile de Fier 1. La control a înaintat actele mașinii, iar polițiștii au constatat că inspecția tehnică periodică este expirată. Pentru a trece fără probleme, șoferul a introdus în certificatul de înmatriculare și suma de 20 de euro și a dat-o polițistului drept mită. Șoferul de 28 de ani se afla în vamă și voia să intre în țară. Acesta a dat actele mașinii, buletinul și permisul la control. În urma verificărilor s-a constatat că mașina pe care tânărul o conducea avea inspecția tehnică periodică expirată. Pentru a nu fi sancționat, șoferul a introdus în certificatul de înmatriculare suma de 20 de euro. În urma controlului documentelor de călătorie s-a constatat că cetățeanul român nu îndeplinea condițiile de călătorie, neavând inspecția tehnică periodică valabilă. Cu ocazia verificărilor efectuate asupra documentelor, polițistul de frontieră a sesizat o sumă de bani în certificatul de înmatriculare al autoturismului pentru a nu aplica măsurile legale. Au fost sesizați lucrătorii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți. Șoferul care a oferit mită polițistului de frontieră s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.